am avut marele noroc că am locuit în aceeași casă, în aceeași bloc cu campioana României din vremea respectivă, Luisa Ernst Lupșa, de care auzisem eu ca mic copil, vă dați seama, și care m-a invitat într-o zi la ea acasă să văd Jocurile Olimpice în 1936 de la Berlin. Poate a fost Sămânța aruncată sau dacă vreți, prim, dacă vreți primul contact cu atletismul sau cu sportul, un film care s-a derulat în apartamentul lui Zei m-a convins să practic atletismul. Sigur, v-am sus de mentalitate, de gândirea timișorenilor, fiindcă Timișoara în afară de ripensia, afară de Echipe de canotaj, de gimnastică, de tenis, avea și o puternică secție de atletism la clubul Electrica din Timișoara, unde s-au adunat cei mai buni sportivi ai vremii respective. Și atunci, pentru mine, ca mic copil, sigur, a fost cât se poate de ușor să aleg atletismul și respectiv săritura înălțime, întrucât. De acolo s-au ridicat mari campioni, cum am sus Luiza Ernst Lupșa, Eugen Lupșa, Mihai Raica, Aurel Raica, Edith Straibal, Irina Puș, Ioan Schoter și alții și alții, toți campioni național, campioni balcanici ai vremii respective.